Aș vrea să-ți vorbesc foarte pe scurt despre stima de sine. De ce am ales să-ți vorbesc despre acest subiect? Pentru că foarte mulți părinți îmi spun, copilul meu nu are încredere în el. Nu are curajul să-și spună punctul de vedere și, deși știe matematică, în fața unui test se pierde. Nu are curajul să interacționeze cu ceilalți și se frustrează ușor de fiecare dată când are un eșec. Hai să vedem ce facem cu această stimă de sine și îmi propun să-ți dau două idei dintre multele pe care le-ai putea face în relație cu al tău copil, în așa fel încât să-i păstrezi stima de sine ridicată. În loc să-i spun bravo sau după bravo, care este o laudă goală, dă-o înapoi copilului tău. Poți să ai o conversație cu el și să-l întrebi: dar ție îți place ce ți-a ieșit? Îți place desenul tău? Cum ai făcut tu copacul acesta mov? Cum ai făcut în așa fel încât de la nota 8 ai luat nota 9? Ce ai făcut diferit? Și o altă întrebare pe care ai putea să o adresezi este: cum te-ai simțit făcând lucrul acela? Ție ți-a plăcut să joci fotbal când ai dat golul ăla? Cum te-ai simțit? Cum te-ai simțit desenând? Felul în care s-a simțit, felul în care a gândit și felul în care vede rezultatul contează mai mult pentru stima lui de sine decât aprecierea ta sau, mai târziu, a celorlalți. Un alt lucru pe care l-ai putea face este să nu-ți compari copilul. Adu-ți aminte, stima de sine înseamnă că eu mă plac pe mine așa cum sunt. Dacă tu îți vei compara copilul cu ceilalți, și toți am crescut cu această metodă, ți-aduce aminte? Uite-l pe Răzvan, este mai mic decât tine și mănâncă tot. Uite-o pe Miruna, își face curat în cameră, tu de ce nu faci asta? Vezi tu vreun copil pe aici care se comportă ca tine? În momentul în care ai aceste comparații în instrumentele prin care comunici cu al tău copil, el se va compara mereu cu ceilalți și se va simți inferior. Încearcă doar să îi spui ce are de făcut sau ce ar fi bine să facă. E în regulă să aibă un model, dar e despre el însuși. Cum devine mai bun decât el ieri, nu despre cum devine mai bun decât alții. Asta este o comparație sănătoasă. Eu cu mine față de ieri versus eu cu mine față de alții. Sper că aceste două metode te vor ajuta să păstrezi stima de sine a copilului tău ridicată.